spectaculos va fi luna iulie. Curând vor începe Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde vor participa mai mulți sportivi moldoveni, printre care se numără și Dimitriana BZD, care a devenit recent mămică de băiețel, dar ea nu a uitat și de visul de a cuceri podiumul Olimpiadei. Așa că a continuat antrenamentele și noi am însoțit-o la unul dintre ele pentru a afla secretul drumului spre medalia de aur. Când m-am calificat la Jocurile Olimpice de la Tokyo, eram foarte fericită. Calificarea am făcut-o la campionatul național, internațional din România. Am urmărucat 18.63. Atunci, în timpul competiției, nici n-am avut răbdarea să ies din competiție ca să-l sun pe antrenor și să-i spun că da, sunt calificată. Este cu mult mai dificil față de cum era. Nu-mi permit să iau chiar un aminoacid, că mă epuizez total la antrenamente, fiindcă hrănesc copilul cu piept și asta mă încurcă. Nu e ceea că cum era, veneam la primul antrenament, odihnă, al doilea antrenament, iar odihnă, relaxare, dar acum seara nu e un somn liniștit, vii epuizată la primul antrenament, te duci, totuși copilul, stai cu copilul puțin, hrănești, nu reușești să te odihnești, revine la al doilea antrenament și nu este timpul ăsta de a te recupera. Chiar dacă antrenamentele au devenit mai complicate, Dimitriana știe că această competiție nu e doar pentru a-și demonstra sie însăși abilitățile pe care le are. Motivarea mea este acum mult mai mare, fiindcă acum lupt nu numai pentru țară, dar și pentru copilul meu. Și asta îmi dă o putere foarte mare. Emoțional, eu cred că o să-mi fie mult mai dificil față de cum era la competițiile anterioare, fiindcă mereu gândul meu o să fie la copil. Pentru prima dată voi lăsa singur și gândurile mele mereu vor fi la el. Dorința mea este ca să intru în primii 12. Asta cel mai mult îmi doresc, dar o să încerc la Jocurile Olimpice să particip din toate puterile mele și să demonstrez că o mamă poate să arate ceva bun pentru țară, cât și pentru copilul său. Dimitriana este pe ultima sută de metri cu pregătirile spre Olimpiadă. Curând va zbura spre Tokyo. Noi îi ținem pumnii și o așteptăm acasă cu rezultate frumoase.